Timp de mai multe luni, pe ordinea de zi a ședințelor de Consiliu Județean a figurat un proiect ce viza cumpărarea unui teren pe strada Victoriei, care să deservească drept parcare noii maternități. Consilierii PNL s-au opus de fiecare dată, iar proiectul a căzut la vot. Astăzi, consilierii din opoziție s-au lăsat înduplecați și au votat pentru. În acest fel, Consiliul Județean va cumpăra terenul cu 95 de euro metrul pătrat. Trecem la punctul 21. Înainte să trecem la punctul 21, aș vrea să dau, să rog de fapt, pe domnul președinte al Partidului Național Liberal, domnul Bădulescu, și de fapt copreședinte și președintele Comisiei de Negociere pentru achiziționarea acestui teren. Vă rog, domnule consilier. În ceea ce privește acest proiect de hotărâre, au existat anumite discuții, cred că s-a negociat destul de bine, în sensul că am ținut neapărat să existe mai multe expertize. Expertizele au reliefat un preț cuprins între două limite, una inferioară în jurul valorii de 90 de euro, una superioară în jurul valorii de 125. În urma negocierilor s-a ajuns la propunerea unui preț de 95 de euro pe metru pătrat, motiv pentru care sunt mulțumit de această negociere și Partidul Național Liberal va vota acest proiect. După ce a primit undă verde achiziției terenului, președintele Consiliului Județean Buzău a anunțat că deschiderea noii maternități e cu un pas mai aproape. Eu sunt bucuros că oricum trecuseră cu două treimi într-o primă fază, s-a constituit comisia. Comisia înseamnă că și-a făcut treaba bine și a convins și pe domnii consilieri de la opoziție să voteze acest proiect. Cu această ocazie o să bucure toată lumea, inclusiv cetățenii județului Buzău, că ne apropiem cu pași, haide să spunem, siguri, ca să putem într-adevăr să putem da drumul la acest obiectiv important pentru județul Buzău. Consilierii opoziției au explicat și ce a determinat să schimbe părerea și astăzi să voteze pentru. Avem parcare pentru maternitate. Prețul 95 de euro pe metru pătrat, un preț rezonabil raportat la zonă. Ce aș putea să vă spun în plus este că am insistat ca acest preț de achiziție să fie cât mai mic posibil pentru a limita, mă rog, pagubele produse prin construirea fără cap a acestei clădiri. În momentul în care faci o clădire, trebuie să-i asiguri toate utilitățile, accesul salvării, parcare pentru aparținători și așa mai departe. Deci lucrurile au fost făcute fără cap de la început și acum trebuie să reparăm investind suplimentar, din păcate. Parcela situată pe strada Victoriei, la numărul 14, pe care au pus ochii consilierii pentru a o transforma în parcare, este lipită de terenul noii maternități. Dintr-o eroare, constructorul maternității a încălcat o proprietate privată cu 12 metri. Pentru intabularea edificiului era obligatorie stingerea conflictului cu proprietarul. Acesta nu a fost de acord să vândă cei 12 metri pătrați, ci întreaga parcelă.